Manifestările au început sâmbătă pe 16 martie la ora 11 la Casa de Cultură Floringheucă, cu slujba de sfințire a festivalului și a coșului pascal, oficiată de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe preotul protopop Aurel Goraș. Miruință, bine, Expoziția națională de ou încondeiat a fost completată în acest an cu simpozionul Oul încondeiat, culorile credinței, derulat la Casa de Cultură, ceea ce a permis ca încondeitorii să poată participa la acest simpozion, iar vizitatorii expoziției să poată asculta povești interesante despre ouăle încondeiate și zonele etnografice din care acestea provin, despre tehnica încondeierii ouălor sau despre elementele ornamentale întâlnite pe oul încondeiat și tehnica obținerii culorilor naturale din plante. Simpozionul moderat de Minorica ca director Muzeului de Etnografie Vatradornei, a fost o bună ocazie pentru parohul Ilie Rusu să prezinte activitatea culturală a comunei de la reînființarea acesteia din anul 2002, dar și istoria oulor încondeate de la Ciocănești, începută în anul 1995 de două încondeietoare, Cristina Timu și Mărioara Timu. La inițiativa preotului Rusu și pornind de la o coșarcă cu o încondeată adusă de la Moldovița. Preotul i-a amintit pe inițiatorii festivalului, dar și pe încondeitorii care aduc frumusețea și care au participat timp de 10 ani Largest festival